împărăția sa. Capela e mică și slujba se face afară. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Deci, ce-a adus aceste sfinte daruri și pentru cei ce s-au adus, vii și-a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Patrimoniu are peste 100 de ani și popa ăsta, papucu, a încercat să-și facă o biserică mare în parcul ăsta, roșu de frișat, niște copaci, dar noi ne-am împotrivit, societatea civilă, și am reușit să-l oprim în anii trecuți. A el tot și-a făcut hatârul, e vreo remont la clădirea de patrimoniu, ați văzut că are uși de termopan și tot așa. Da, atâta s-a putut. El abia așteaptă o guvernare prielnică să-i permită să-și facă o catedrală aici în parc, în scoar. Și s-ar putea să reușească acum.
depinde de noi. Cât de îngăduitori vom fi și ce fel de guvernări vom aduce. Prielnicelu Papuc sau prielnicelu Brega, de exemplu.